Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, a vorbit în cadrul unui interviu acordat postului nostru de televiziune despre lucrările aflate în derulare, problemele întâmpinate în urma obligativității prezentării certificatului verde, lucrările care vor demara anul viitor și despre reușitele și nereușitele primului an de mandat. Domnule primar, în cadrul unei conferințe de presă a declarat că persoanele nevaccinate, cei care nu pot prezenta acel certificat verde, întâmpină probleme când vin la primărie sau la diferite subordonate să-și rezolve problemele. Și reiterez ce am spus. Această ordonanță de urgență care am dat-o pe situații de urgență, Comitetul ăsta Național de Situații de Urgență, a mutat toată problema lor de la guvern, a mutat-o la OAT-uri. Primăria s-a trezit cu oamenii la ușă că nu poți să-i lași să intre în primărie. Oamenii au nevoie diverse să intre în primărie, să-și plătească taxele, să iau un certificat de deces. Și atunci, cum să nu-l lași că nu e vaccinat? Și tot timpul a trebuit, am spus și reiterez ce am spus și în conferința de presă, a trebuit să mergem între ilegal și ilegal, pentru că trebuie să las omul care este nevaccinat în instituție și a trebuit să fac trasee separate, da, ca să-i lasă și facă un buletin. Da, a trebuit să mut o caserie în exterior, să găsesc o soluție ca să poată să-și plătească taxele și să ia un certificat fiscal de acolo. Adică e foarte greu să stai să te muți cu toate astea. Mie am făcut foarte repede. Da, am dat ordonanța, spălați-vă pe cap cu ea. Nu este corect față de cetățeni. Nu mai spun de cei care le-a spus să închidă baruri, restaurante, barurile, cafenele și discotecile. Păi oameni buni, dar ce le face la oameni? Noi am venit la primărie și a spus, domnule, dar noi de ce să plătim taxele și impozitele? De ce să plătim că nu mai avem de ce să plătim salariații? Și atunci toate aceste probleme s-au mutat normal la primărie. Au existat voci în mediul online care spuneau, bine, domnule, dar de ce nu-și plătesc cetățenii online taxele și impozitele? Dar sigur că am spus, avem programe online. Dar mama mea nu deține această tehnologie să intre online. Ei s-au învățat să vină la primărie. Dar dumneavoastră vorbeați și de certificate de deces? Bineînțeles, am spus de certificate de deces pentru că au venit apaținatori care nu erau vaccinați și eu ce trebuia să fac în situația aia? Când ei au o serie întreagă de probleme și de regulamente care trebuie să le îndeplinească, să vină să semneze nu știu câte. Și atunci trebuia prezența obligatorie în instituție. Cum facem atunci? Nu trebuie ca să aducem, să facem o intrare și să încălcăm legea, de fapt, că asta facem. Lăsându-l în instituție să intre, indiferent că îi faci culoar separat, e clar că ești în zona gri, să zicem așa, în care trebuie să-i găsești o soluție pentru cetățean. Dar noi suntem aici să găsim soluții, nu să ne plângem. Și faptul că ei vin să plătească și taxe și impozite, faptul că vin să-și plătească amenzi, păi, cum să nu-l las în interiorul instituției? Pentru că instituția să funcționeze are nevoie de resurse. Dacă tu nu aduni resursele, guvernul ne-a dat la rectificare zero și nu mai luăm nici resursele, nici taxele de la populație, ce facem? Cum funcționăm? Că toți vrem să facem. Au existat agenții economici care au spus că nu își mai permit odată cu această prezentare? Bineînțeles, avem adrese la primărie în care au spus, da, ce facem în situația asta, că noi nu mai putem să plătim taxele și să găsim o modalitate prin care să discutăm, să anulăm și așa mai departe. Pentru că față de anul trecut, guvernul nu a reușit ca să mai dea încă o ordonanță de urgență prin care să-i ajute pe acești oameni, în special din Horeca, că ei sunt cei mai afectați, ca să poată să funcționeze mai departe și poate să aibă grijă de oamenii respectiv ce facem cu salariații din aceste zone. Se apropie iarna. Probabil dacă timpul nu o să vă permită, lucrările vor fi îngreunate și aș vrea să vorbim un pic despre toate lucrările aflate în derulare în municipiul Călăraș și să începem un pic cu cartierul Măgureni. Da, acolo chiar zilele trecute și chiar aseară am avut o discuție cu constructorul. Deja am ajuns să aducem stația de pompare, stația de vin, deja au început să apară elementele pentru stație. Acum două săptămâni mai erau 36 de cămine care acum chiar n-am luat, dar cu siguranță mai sunt foarte puține. Dorința mea este ca până la sfârșitul lunii să terminăm cu aceste săpături în cartierul Măgureni, pentru că nu mai vreau acel disconfort care se creează atunci când s-a. Este clar că, indiferent cât m-a strădui ca să nu fie disconfort,
disconfortul va exista, pentru că atunci când construiești ceva, este clar că întâi faci deranj. Cum preconizați acolo lucrările când vor fi finalizate? Ne-am decalat, datorită faptului că anul acesta a fost un an atipic, așa cum ați văzut, toate prețurile au explodat, de la combustibil până la energie electrică, gaz. Este clar că tot acest palier de producție a fost influențat și atunci toate prețurile au luat razna. Ne-am blocat la un anumit moment pentru că trebuie să renegociez toate aceste prețuri, pentru că efectiv constructorii nu mai puteau să-și permită să le aducă, pentru că tot ce se construiește în cartierul Mărgurene acum pentru canalizare, majoritatea sunt aduse de afară, de o tehnologie care se folosește pe afară. Și atunci este clar că toate prețurile din euro, producția, prețurile au crescut și atunci a trebuit să renegociem și să așezăm prețurile ca să putem să avem continuitate. Despre cartierul Mircea Vodă, despre cartierul Mircea Vodă, cât și despre cartierul Măgureni, că ele sunt legate, sunt interconectate în gândirea noastră a primăriei și a mea, faptul că ne dorim foarte mult să le asfaltăm, da? În acest an am avut depus de la CNI de un an de zile, dar nu s-a întâmplat nimic. CNI-ul se pare că nu mai finanțează infrastructură rutieră și pietonală și atunci am mutat toate aceste documente după ce le-am actualizat, pentru că, iarăși vă spun, da, prețurile au luat o razna și a trebuit să creștem valorile pe devize, da, și vom face licitații cu clauză suspensivă atât pentru Mărgurean cât și pentru Mircea Vodă. Și în momentul în care avem sursa de finanțare și noi cu siguranță credem că vom avea pe Programul Național de Investiții Angel Saligny, Vom începe asfaltările în zonele respective, pentru că trebuie să le aducem și pe ele în secolul 21. La începutul anului știu că purtam o discuție și erați încrezător că până în decembrie, până la sărbători, veți finaliza piața centrală și bazarul B. Deci, așa mi-am dorit, dar nu pot să citesc în stele. La Piața Mare s-a întâmplat ceea ce nu ne doream să se întâmple. Firma care a câștigat acum 2 ani de zile, aproape 3 ani de zile, a câștigat licitația, a intrat în insolvență și s-a blocat. Noi am asigurat tot timpul linia de finanțare. Drept urmare, acum suntem într-o zonă în care calculăm restul de executat și să vedem. Cea mai bună soluție este să poată să meargă altcineva să construiască în continuare, dar dacă nu, vom ajunge la situația în care vom trebui să reluăm licitația pe restul de executat. Iar la bazar ne-a perturbat o lună jumate, ne-a perturbat iarăși creșterea de prețuri, pentru că dacă ați văzut acolo, lucrăm pe foarte mult metal și a trebuit să reașezăm prețurile la materiale și ne-am decalat, cred eu, cu vreo lună și puțin. Cred că până la sfârșitul lunii ianuarie vom termina acolo, datorită faptului că avem întârziat asta de o lună jumate. Dar așa cum am arătat, acolo suntem în grafic. Suntem în grafic, decât că ne va ține în loc o cerință a ISU, da, trapele de fum pe care trebuie să le punem, termenii, datorită faptului că prețurile au crescut și n-au putut să negocieze constructorul cu ei, ne-au decalat cu 2 luni de zile construcția acestora și atunci trebuie să așteptăm și trapele de fum ca să putem să fim funcționali. Uh-huh. Am vorbit despre proiectul cu finanțare europeană, proiectul cu finanțare guvernamentală, însă știu că în primul an de mandat al dumneavoastră ați executat foarte multe lucrări și cu resurse proprii, bani de la buget, și cu serviciul public cu avajă spații diverse. Dați-ne câteva exemple. Și ce executați în momentul acesta? Sunt foarte multe exemple. Cu cei de la avajă spații diverse am terminat cartierul Ceremac, am terminat strada Alea X, am terminat strada Răsăritului, am terminat trotuarele din zona blocurilor H, 5, 6, 7, 3, am făcut parcări în zona respectivă, am făcut aleile din la Parcul Victoria, acum lucrăm toate trotuarele care s-au făcut pe partea, pe strada Dunărea și acum lucrăm pe strada Dumbravei, tot cu cei de la Pavaje Spații Verzi, cartierul Farfuria, care l-am terminat tot cu cei de la Pavaje Spații Verzi. Sunt foarte multe care le-am făcut cu cei de la Pavaje Spații Verzi, pentru că am vrut să diminuiesc cheltuielile și asta am făcut. Deci foarte multe lucrări am făcut cu ei și nu ne oprim, încă lucrăm. Dacă mergeți pe strada Dumbravei, îi veți găsi acolo când deja facem trotuarele pe partea dreaptă și parcări acolo unde se plătează.
cartierul de tineri, ați reușit să duceți utilitățile în acea zonă și dacă vor mai fi terenuri? Deci în cartierul de tineri nu, n-am dus toate utilitățile. În cartierul de tineri, anul acesta mi-am propus decât să reașez infrastructura rutieră, pentru că dacă nu pietruiam acolo, nu vreau să intre. Le-am dus acolo instalațiile, le-am dus energia electrică, apă, mai nou și cei de la cablu au ajuns în zona respectivă. Durerea cea mai mare și provocarea cea mai mare va fi ca să ducem infrastructura de canalizare menajeră și pluvială. Și atunci, cu siguranță, se va dezvolta foarte mult zona respectivă, pentru că, în final, a ajuns singura zonă în care se poate construi încălăraș. Pe pagina de socializare a primăriei, săptămânal, cred, dacă nu la câteva zile, postați informații în urma vizitelor în teren. Când mergeți în teren și vă întâlniți cu cetățenii, ce anume vă solicită? Deci oamenii sunt bucuroși. Oamenii își doresc infrastructură, așa cum am văzut, rutieră, pietonală, parcări. Da? Locuri de joacă, ceea ce am și făcut anul acesta și nu ne oprim aici, așa cum am mai spus-o și la anul avem programul nostru. În buget o să prindem peste 1 milion de lei ca să modernizăm și celelalte parcuri, dar mai avem anumite plângeri în ghilimele că sunt leagăne mai puține, dar trebuie să studiem zona de securitate în aceste parcuri, dacă locuri de joacă, dacă putem să mai amplasăm în plus sau nu. Trebuie să îndeplinim niște condiții legale, ca acești copii să nu se lovească între ei. Da? Sunt foarte multe de făcut. Proiectele noastre, așa cum le-ați văzut, am avut parteneriatul cu Consiliul Județean, în care am lățit varianta Nord. Acum deja o marcăm, o să fie foarte frumoasă. Mai vrem să facem un parteneriat pentru la anul în care să mergem mai departe pe tronsonul Saint-Gobain Sloboziei, să lățim varianta Nord până acolo și să o bag și iluminat public, ca să fie de un oraș, de un municipiu. Ați adus în discuție colaborarea Consiliului Județean. Ați semnat contractul pentru promenadă? Bineînțeles. În urmă câteva zile am semnat contractul cu promenada, care este complementar cu portul turistic, pentru că ne dorim să iasă un proiect amplu acolo în care să se bucure toți călărășenii, pentru că destul timp am stat în umbră și Călărașul are nevoie de aceste zone turistice. Încă o lună și un pic și încheiem anul 2021. Pentru anul 2022 știu că sunt programate foarte multe lucrări. Municipiul Călăraș va fi transformat într-un șantier. Cum preconizați și dacă ați făcut, ținând cont că veți începe lucrările pe strada București? Bănuiesc. Nu mai pe strada București. Prelungirea București. Ați făcut acele străzi adiacente pentru a fluidiza? Bineînțeles. Deci anul acesta a fost planul meu de a face străzile, nu adiacentele, să facem străzile paralele cu Bucureștiul. Pentru a deranja cât mai puțin dacă intrăm și modernizăm strada București, da? Pentru că așa am reușit să fluidizăm zonele, de asta am și tras să termin strada Plevna, pentru că după aceea să avem descărcare în strada Libertății și mai departe spre modelul, ca să nu deranjăm, o să transformăm strada Plevna într-o stradă cu sens unic pentru pe Grivița să se întoarcă pe Plevna să urce. Am făcut strada Dunărea, am făcut strada Zefirului, Luceafărului, acum terminăm Dumbravei. Deci avem unde să circulăm și să nu deranjăm. Vreau să deranjez cât mai puțin cetățenii să nu simtă că se lucrează în Călăraș. Dar mai nou, cred că până luni după amiază terminăm și intrarea în oraș. Iar până la 30 noiembrie cred că va fi gata și iluminatul public pe acea zonă. Da, asta am gândit anul acesta, să modernizez străzile, să putem să fluidizăm traficul și prioritatea au avut și copiii, așa cum v-ați văzut, că am început să modernizăm locurile de joacă. Concret, în anul 2022, ce lucrări vor începe? Deci, ce să ne așteptăm? Deci, concret, în anul 2022, ținta mea este să fac mai multe parcări și să modernizez zonele dintre blocuri. Nu uit zona cartierului de la gară, pentru că străzile sunt mici și acolo trebuie să le aranjăm, pentru că era o zonă cochetă înainte și trebuie să asfaltăm acolo și am în vedere și acest lucru. Vreau să fac strada locomotivei și pe stânga și pe dreapta și zona industrială, ca să poată să fac o descărcare din strada Sloboziei, pe strada Prumului și Dunărea și iar din nou o variantă,
ca să putem să ajutăm și mediul de afaceri în care să nu mai avem plângeri că zona respectivă e lăsată ultima. Acolo deja lucrez la niște situații în care să vedem unde pun gurile de captare de ape pluviale și da, avem foarte multe. Dar prioritate vor fi locuri de joacă pentru copii, parcări și după aceea intrăm și pe zona de infrastructură, acolo unde ne permite ca să nu deranjăm prea mult, pentru că la anul vom intra cu centru pietonal, vom intra cu modernizare zonă vest, da? De la strada Dropia până la Titulescu, vom face un mare parc acolo cu pistă de bicicletă și atunci iarăși deranjăm zonele. Și atunci să vedem, vreau să intercalez aceste lucrări în care să deranjăm cât mai puțin lume. Da, cetățeanul să vadă că se lucrează, dar totul să nu fie deranjul așa de mare cum a fost în trecut. În urmă cu ceva timp, Ministrul Dezvoltării a anunțat că vor scădea prețurile la anele, la prețurile de vânzare pentru locuințele anele. Știu că la începutul acestei săptămâni a fost postat în monitorul oficial actul normativ. Voiam să vă întreb când vor afla persoanele interesate de cumpărare. Deci noi lucrăm acum așa cum am fost ieri pe teren, am văzut lumea vrea să cumpere, dar n-a depus cerere. Și am zis, este cel mai simplu, o să-ți depui intenția. În primul rând trebuie fiecare cetățean care dorește să cumpere ANL-ul să facă o cerere la serviciul public al nostru de fond locativ. După aceea, noi între timp tot a apărut un monitor oficial, începem să facem regulamentul de vânzare, evaluările care le-au dat cei de la ANL și atunci știm cum să așezăm pașii. Dar primul lucru este de a ne declara intenția de a cumpăra aceste ANL-uri, pentru că la ora aceasta nu sunt prea multe. După aceea trebuie să facem curățare funciară și tot ce decurge de acolo ca să putem să ne îndreptăm spre zona de vânzare. După primul an de mandat, ce ați putea să treceți la realizări? Și dacă sunt lucruri pe care ați fi vrut să le faceți și nu ați reușit? Păi realizările, le-am spus, se văd alea. Nerealizările e că am promis în cartierul Măgurin că termin analizarea până în iulie, așa cum am dorit. N-am reușit pentru că asta a fost situația, creșterea prețurilor, dar și același lucru și la bazar, care a zis că îl termin până la 1 decembrie, dar tot datorită creșterii prețurilor, n-am putut să controlez asta, e nerealizare. Dar mă revanșez de la... Municipiul Călărași se îndreaptă într-o direcție bună? Cu siguranță, dacă mergem în zona aceasta în care avem un parteneriat bun cu Consiliul Județean, noi ne gestionăm foarte bine la primărie, știm ce avem de făcut, avem proiecte de peste 45 de milioane de euro în fonduri europene, deja avem și cheltuieli ale noastre, cred că peste 10 milioane de euro să ne ducă, pe neeligibile, da, și atunci, cu siguranță, în momentul în care într-un oraș îți doresc să-l modernizezi și intervii cu o sumă substanțială de peste 60 de milioane de euro, atunci, cu siguranță, se va vedea că este un oraș modern.